Capitolul 3 În regulă am spus privind ceasul de pe perete. Avem un minut până la clopoțel. Știți ce înseamnă asta? Runda fulger au răgnit elevii mei. Viața se schimbase surprinzător cu puțin timp înainte de anunțul despre linia Petrova. Situația era cumplită și letală, dar și normală totodată. În timpul bombardării Angliei în cel de-al doilea război mondial, londonezii și-au văzut de viața lor ca de obicei chiar dacă uneori clădirile explodau. Oricât de disperată era situația, cineva trebuia să livreze laptele. Iar în cazul în care casa doamnei McReady era bombardată peste noapte, ei bine o tăiai de pe lista de livrare. Așadar, cu toată apocalipsa iminentă, posibil cauzată de o formă de viață extraterestră, mă aflam în fața unui grup de copii și îi învățam bazele științei. Căci ce rost avea să locuim pe o planetă dacă nu reușeam să o transmitem generațiilor următoare? Copiii stăteau în băncuțe ordonate orientate spre față. Nimic neobișnuit, dar restul clasei era ca un laborator al unui om de știință trăznit. Am petrecut ani întregi să pun la punct amplasamentul. Într-un colț aveam o scară a lui Iacob. O țineam scoasă din priză ca să nu se omoare copiii cu ea. De-a lungul unui alt perete se afla un raft plin cu borcane cu diverse părți ale unor animale în formal de hidă. Într-unul dintre borcane erau doar spaghete și un ou fiert. Copiii făceau o mulțime de speculații despre asta. Iar în mijlocul tavanului onorându-l se afla mândria și bucuria mea o machetă uriașă ce reprezenta sistemul solar. Jupiter avea mărimea unei minci de baschet în timp ce micuțul Mercur era cât o mărgea. Îmi luase ani întregi să-mi cultiv reputația de profesor tare. Copiii sunt mai isteți decât cred cei mai mulți oameni. și își dau seama când unui profesor chiar îi pasă de ei spre deosebire de cazul în care doar se preface. În orice caz era momentul pentru runda fulger. Am înhățat de pe catedră un pum de săculețe cu boabe de fasole. Cum se cheamă de fapt steaua Nordului? Polaris, a spus Jeff. Corect. Am aruncat un săculeț spre el. Înainte să-l prind, am rostit următoarea întrebare. Care sunt cele trei tipuri elementare de roci? Vulcanice, sedentare și metamorfice a patlerii. Era entuziast, ca să nu zic mai mult. Cât pe ce am spus? vulcanice sedimentare și metamorfice, a spus Ebi cu un rânjet. Asta era o opacoste, dar isteață foc. Da, am replicat aruncându-i un săculeț. Care e prima undă pe care o simțiți la un cutremur? Unda pe a zis Ebi. Iar tu? I-am aruncat alt săculeț. Care este viteza luminii? De trei ori zece la... A început Ebi. Ce? A zbierat regina din spate. Vorbea rare ori. M-am bucurat să o văd că iese din carapacea ei. Vicleșuc, dar corect, i-am azvrlit un săculeț. Eu am răspuns prima, s-a plâns Ebi. Dar ea a terminat prima răspunsul, am spus. Care este steaua cea mai apropiată de pământ? Alfa Centauri a răspuns repede Ebi. Greșit am ripostat. Nu, nu e adevărat. Ba da, ai greșit. Altcineva. Oh, a făcut Lerii e soarele. Corect. Leri căpătă săculețul cu fasole. Ai grijă cu presupunerile, Ebi. Fata și-a încrucișat brațele pufnind. Cine-mi poate spune raza pământului? Trang a ridicat mâna. 3.900. Trang a făcut Ebi. Răspunsul e Trang. Băiatul a înghețat confuz. Ce? Am întrebat. Ebi s-a sumețit. Ați întrebat cine vă poate spune raza pământului. Trang vă poate spune. V-am răspuns corect. Păcălit de o puștoaică de 13 ani. Nu era prima dată. Am lăsat săculețul să cadă pe pupitrul ei exact când a sunat clopoțelul. Copiii au sărit de pe scaune și și-au adunat cărțile și ghiozdanele. Ebi îmbujorată de victorie a făcut-o ceva mai lent decât ceilalți. Aduceți-vă aminte să predați săculețele cu boabe de fasole la sfârșitul săptămânii pentru jucării și alte premii. Am spus către spinările lor care dispăreau. În curând clasa era goală și doar ecourile zgomotelor copiilor pe hol sugerau vreo dovadă de viață. Am adunat temele lor de pe birou și le-am strecurat în valiză. Se terminase a șasea oră. Era momentul să mă duc în cafeneaua profesorilor pentru o cană de cafea. Poate să corectez ceva lucrări înainte să plec acasă. Orice, numai să evit parcarea. O flotă de mame elicopter avea să descindă asupra școlii ca să-și ia copiii. Și dacă mă zărea vreuna din ele, mereu avea vreo plângere sau vreo sugestie. Nu pot învinovăți pe cineva că își iubește copiii. Și Dumnezeu știe că ne-ar fi de folos mai mulți părinți implicați în educația propriilor copii. Dar există o limită. Ryland Grace, a întrebat o voce de femeie. M-am uitat în sus cu o tresărire. Nu auzisem intrând. Părea să aibă 40 și ceva de ani, purta un costum de afaceri bine croit. Ducea o servietă. da, am răspuns. Pot să vă ajut cu ceva? Cred că puteți, a zis ea. Avea un ușor accent. Ceva european. Nu mi-am putut da seama exact. Mă numesc Eva Stret. Sunt din partea grupului Operativ Petrova. Din partea cui? Grupul Operativ Petrova. Este un organism internațional înființat pentru a se ocupa de situația liniei Petrova. Am fost însărcinată cu găsirea unei soluții. Ei mi-au oferit o anumită autoritate pentru a rezolva lucrurile. Care ei? Fiecare stat membru al Națiunilor Unite. Stați ce? Cum de. Vot secret unanim. E complicat. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre un articol științific pe care l-ați scris. Vot secret? Nu contează. Am scuturat din cap. Vremea articolelor mele științifice s-a dus de mult. Mediul academic n-a fost potrivit pentru mine. Sunteți profesor? Sunteți în continuare în mediul academic? Ei, da! Dar mă refeream la mediul academic, știți? Cu savanțe, valori interpares și... Și nemernici care v-au dat afară din universitate? A ridicat ea din sprânceană. Și care v-au tăiat toate finanțările și s-au asigurat că nu veți mai publica niciodată? Da, ăla. A scos un dosar din servietă. L-a deschis și a citit prima pagină. O analiză a ipotezelor bazate pe apă și recalibrarea așteptărilor pentru modelele de evoluție. A ridicat ochii spre mine. Dumneavoastră ați scris articolul ăsta, da? Scuze, dar cum ați făcut rost? Trebuie să spun că titlul lui este banal, dar are un conținut foarte captivant. Mi-am pus valiza pe birou. Uitați cei. Eram într-o stare proastă când am scris chestia aia în regulă, Mă săturasem de lumea cercetării, iar articolul a fost un fel de rămas bun gen pupați mândos. Acum sunt mult mai fericit ca profesor. A dat câteva pagini. Ați petrecut ani întregi combătând ipoteza că viața are nevoie de apă lichidă. Aveți o secțiune întreagă intitulată Zona Goldilocks este pentru fraeri. Ați identificat cu nume și prenume zeci de oameni de știință eminenți și ați mostrat pentru convingerea că este obligatoriu un interval de temperatură. Da, dar. Uh, doctoratul dumneavoastră este în biologie moleculară, corect? Nu sunt majoritatea savanților de acord că apa lichidă este necesară pentru evoluția vieții? Greșesc. Mi-am încrucișat brațele. Nu există nimic magic în legătură cu hidrogenul și oxigenul. Sunt obligatorii pentru viața pe Pământ, sigur. Dar o altă planetă ar putea avea condiții complet diferite. Tot ce îi trebuie vieții este ca o reacție chimică să conducă la copii ale catalizatorului original. Și pentru asta nu-i nevoie de apă. Am închis ochii, am inspirat adânc și am expirat. În orice caz, m-am enervat și am scris articolul ăla. Apoi am primit acreditarea ca profesor o carieră nouă și chiar am început să mă bucur de viață. Așa că mă bucur că nimeni nu m-a crezut. Mi-e mai bine așa. Vă cred. Mersi. Dar trebuie să corectez lucrări. Puteți să-mi spuneți de ce sunteți aici? A pus dosarul înapoi în servietă. Presupun că știți despre sonda Clyde și linia Petrova. Aș fi un profesor de științe cam jalnic dacă n-aș ști... Credeți că punctele acelea sunt vii? Nu știu. Ar putea să fie doar praf care saltă în câmpurile magnetice. Presupun că o să aflăm când Erclayt se întoarce pe Pământ. Asta urmează corect? Peste doar câteva săptămâni? Se întoarce pe 23. Roscosmos o să o recupereze de pe orbita joasă a Pământului cu o misiune Soyuz specială. Am încuvințat din cap. Atunci o să știm cât de curând. Cele mai strălucite minți din lume o să se uite la ele și o să afle ce sunt. Cine o să facă asta? Aveți idee? Dumneavoastră a spus ea. Dumneavoastră o să o faceți. Am privit în gol. Femeia și-a fluturat mâna prin fața mea. Alo, vreți să mă uit eu la puncte am întrebat? Da. Întreaga lume v-a însărcinat să rezolvați problema asta și ați venit direct la un profesor de științe de gimnaziu? Da. M-am răsucit și am ieșit pe ușă. Fie mințiți, fie sunteți nebună sau e o combinație din cele două. Acum trebuie să plec. Nu aveți de ales, a spus ea în spatele meu. Mie mi se pare că am. I-am făcut cu mâna. Da, nu am avut. Când m-am întors la apartamentul meu, chiar înainte să ajung la ușa de intrare, m-au înconjurat patru bărbați bine îmbrăcați. Mi-au arătat insignele, FBI și m-au zorit într-unul dintre cele trei suvuri negre trase în parcarea complexului. După 20 de minute de mers în care nu mi-au răspuns la nicio întrebare și nu mi-au adresat niciun cuvânt, au parcat și m-au condus spre o clădire obișnuită dintr-un parc de afaceri. Picioarele abia dacă mi atingeau solul când m-au dus pe un hol golaș unde cam la fiecare 30 de picioare se afla o ușă neinscripționată. În cele din urmă au deschis niște uși duble de la capătul holului și mi-au dat un brânci lejer înăuntru. Spre deosebire de restul clădirii abandonate, camera aceasta era plină de mobilier și dispozitive high-tech strălucitoare. Era cel mai bine dotat laborator de biologie pe care l-am văzut vreodată. Și fix în mijlocul lui se afla Eva Stret. Bună ziua, doctore Grace, a spus ea. Acesta este noul dumneavoastră laborator. Agenții FBI au închis ușile în spatele meu, lăsându-ne singuri în laborator pe stret și pe mine. Mi-am frecat umărul în locul în care mă manevraseră nițel cam dur. M-am uitat la ușa din spatele meu. Deci, când ați spus că aveți o anumită autoritate. am toată autoritatea. Vorbiți cu accent. Măcar sunteți din America? Sunt olandeză. Am fost administrator la ESA. Dar nu contează asta. Acum sunt însărcinată cu această treabă. Nu există timp pentru comitete internaționale lente. Soarele e pe moarte. Avem nevoie de o soluție. Este treaba mea să o găsesc. A tras un scaun de laborator și s-a așezat. Punctele acelea sunt probabil o formă de viață. Progresia exponențială a diminuării soarelui concordă cu creșterea populațională exponențială a unei forme de viață tipice. Credeți că mănâncă soarele? Cel puțin îi mănâncă energia produsă. În regulă, asta-i. Mă rog, terifiant. Dar, independent de asta, ce naiba vreți de la mine? Sonda Erclight va aduce probele pe pământ. Este posibil ca unele dintre ele să fie încă în viață. Vreau să le examinați și să aflați tot ce puteți. Da, ați menționat asta mai devreme, dar nu pot să cred că nu există oameni mai calificați decât mine pentru a face asta. O să se uite la ele savanții din toată lumea, dar vreau să fiți primul care o face. De ce? Trăiesc pe sau în apropierea suprafeței soarelui. Vi se pare că ar putea fi o formă de viață bazată pe apă? Avea dreptate. La temperaturile acelea, apa pur și simplu nu există. La peste aproximativ 3000 de grade Celsius, atomii de hidrogen și oxigen nu mai pot sta legați unul de celălalt. Suprafața Soarelui are 5500 de grade Celsius. Femeia a continuat. Domeniul biologiei extraterestre speculative este restrâns. Sunt doar vreo 500 de oameni în toată lumea. Și toți cei cu care am vorbit, de la profesori, de la Oxford, la cercetători, de la Universitatea din Tokyo, par să fie de acord că ați fi putut fi liderul acestui domeniu dacă nu l-ați fi părăsit brusc. Măi să fie, n-am plecat amiabil. Sunt surprins că au spus lucruri atât de drăguțe despre mine. Toată lumea înțelege gravitatea situației. Nu-i timp de ranchiune vechi, dar dacă are vreo importanță o să puteți demonstra tuturor că ați avut dreptate. Viața nu are nevoie de apă. Cu siguranță, vă doriți așa ceva? Sigur, adică, da, dar nu așa. A sărit de pe scaun și s-a îndreptat spre ușă. Lucrurile sunt așa cum sunt. Pe 23 la ora 7 seara să fiți aici. O să vă aduc proba. Ce? Nu o să fie în Rusia? I-am comunicat roscosmosului ca Soyuzul să aterizeze în Saskatchewan. Forțele aeriene regale canadiene o să recupereze proba și o să o aducă direct aici la San Francisco cu un avion de luptă. Statele Unite le vor permite canadienilor să folosească spațiul lor aerian. Să scace un? Capsulele Soyuz sunt lansate de pe cosmodromul Baikonur care se află la altitudine ridicată. Locurile cele mai sigure pentru aterizare sunt la aceeași latitudine. Să scace o an este zona deschisă și plată cea mai apropiată de San Francisco și care corespunde tuturor cerințelor. Am ridicat o mână. Stați! Rușii, canadienii și americanii fac pur și simplu orice le spuneți? Da, fără discuție. Mă luați peste picior? Obișnuiți-vă cu noul dumneavoastră laborator, Dr. Grace. Am alte lucruri de făcut. A ieșit pe ușă, fără alt cuvânt. Da. Ridic pumnul în aer. Sunt în picioare și urc scara spre laborator. Odată a ajuns acolo, urc cealaltă scară și mă prind de trapa misterioasă. La fel ca data trecută de îndată ce ating mânerul, calculatorul spune. Pentru a debloca trapa, spuneți-vă numele. Ryland Grace. Zic cu un zâmbet îngânfat. Dr. Ryland Grace. Singurul răspuns pe care îl primesc este un clic mic din partea trapei. După toată meditația și introspecția pe care le-am făcut ca să-mi aflu propriul nume, îmi doream să am parte de ceva mai mult entuziasm. Confeti poate. Apuc mânerul și îl răsucesc. Se mișcă. Moșia mea este pe cale să se mărească cu cel puțin încă o cameră. Împing trapa în sus. Spre deosebire de racordul dintre dormitor și laborator, această trapă alunecă într-o parte. Camera următoare este destul de mică, așa că presupun că nu exista spațiu pentru o deschidere prin basculare a trapei. Iar această cameră este... A? Se aprind leduri. Similar celorlalte două, camera este rotundă, dar nu este un cilindru. Pereții se înclină înspre tavan. Este un trunchi de con. Am petrecut ultimele zile fără prea multe informații la dispoziție. Acum informațiile mă asaltează din toate direcțiile. Fiecare suprafață este acoperită cu monitoare de calculator și ecrane tactile. Numărul luminilor și al culorilor care clipesc este amețitor. Unele ecrane au rânduri de numere, altele au diagrame, altele sunt pur și simplu negre. La marginea pereților conici se află o altă trapă. Aceasta este totuși mai puțin misterioasă. Deasupra ei stă scris cuvântul ecluză, iar trapa în sine are o fereastră rotundă. Prin fereastră pot să văd o cameră mititică pentru o singură persoană cu un costum spațial. Peretele îndepărtat are o altă trapă. Dap, asta e o ecluză pneumatică. Iar în centrul camerei în care mă aflu este un scaun. Perfect poziționat pentru ca ocupantul lui să poată atinge cu ușurință toate ecranele și panourile tactile. Mă cațăr în cameră și mă instalez în scaun. Este confortabil ca un fel de scaun sport. Pilot detectat, spune calculatorul. Anomalie unghiulară. Pilot, în regulă. Unde e anomalia, întreb? Anomalie unghiulară. Cu siguranță calculatorul ăsta nu e un HAL 9000. Mă uit împrejur la numeroasele ecrane în căutarea unui indiciu. Scaunul pivotează ușor ceea ce este plăcut în arena asta de calculatoare de 360 de grade. Ochiesc un ecran cu o bordură roșie care clipește intermitent. Mă aplec să văd mai bine. Anomalie unghiulară. Eroare mișcare relativă. Viteză preconizată: 11423 kps. Viteză măsurată: 11872 kps. Stare, traiectorie corectată automat. Nu este necesară nicio acțiune. Bine, asta nu înseamnă nimic pentru mine. Cu excepția lui KPS. Asta ar putea însemna kilometri pe secundă. Deasupra textului se află o imagine a soarelui care se clatină ușurel. Poate că este o înregistrare video, ca o transmisiune directă sau este doar imaginația mea. La încercare ating ecranul cu două degete și le îndepărtez unul de celălalt. Desigur, imaginea se mărește, ca la un telefon smart. În partea stângă a imaginii se află câteva pete solare. Le măresc până ce umplu ecranul. Imaginea rămâne uimitor de clară. Fie este o fotografie la o rezoluție foarte ridicată, fie este un telescop solar cu o rezoluție foarte ridicată. Estimez că grupul de pete solare ocupă cam un procent din lățimea discului. Destul de normal pentru niște pete solare. Asta înseamnă că acum mă uit la o jumătate de grad din circunferința soarelui. E vorba de un calcul foarte aproximativ. Soarele se rotește cam odată la 25 de zile. Profesorii de știință cunosc genul ăsta de lucruri. Așa că ar trebui ca petele să dispară de pe ecran cam într-o oră. O să verific mai târziu să văd dacă au dispărut. Dacă da, este o imagine în direct. Dacă nu, este o fotografie. Hmm... 11.872 de km pe secundă. Viteza este relativă. N-are niciun sens dacă nu compari două obiecte. O mașină de pe autostradă se poate deplasa cu 110 km pe oră comparativ cu solul, dar comparând-o cu mașina de lângă ea, viteza ei se apropie de zero. Așadar, la ce se referă viteza măsurată? Cred că știu. Mă aflu într-o navă spațială, nu? Asta trebuie să fie. Deci valoarea aceea este probabil viteza mea. Dar comparată cu ce? Judecând după poza clasică cu un soare de deasupra textului, presupun că este vorba despre soare. Deci mă deplasez cu 11.872 de km pe secundă față de soare. Prind o mișcare în textul de dedesubt. S-a schimbat ceva? Anomalie unghiulară. Eroare mișcare relativă. Viteză preconizată. 11.422 kps viteză măsurată, 11.871 KPS, stare, traiectorie corectată automat, nu este necesară nicio acțiune, numerele sunt diferite, amândouă au scăzut cu o unitate. O, oh, wow, stai așa, scot cronometrul din togă. Cei mai grozavi filozofi greci din antichitate aveau întotdeauna cronometre în togă. Apoi mă zgâiesc la ecran vreme de ceea ce pare o eternitate. Chiar înainte să renunț, numerele scad din nou cu o unitate. Pornesc cronometrul. De data asta sunt pregătit să aștept cât. Din nou intervalul pare interminabil, dar rămân ferm. În fine, numerele scad din nou amândouă, iar eu opresc cronometru. 66 de secunde. Viteza măsurată scade cu o unitate la fiecare 66 de secunde. Un calcul rapid îmi spune că accelerația este de 15 metri pe secundă la pătrat. Este aceeași accelerație gravitațională pe care am determinat-o mai devreme. Forța pe care o simt nu este gravitație și nu este o centrifugă. Mă aflu într-o navă spațială care accelerează constant în mers liniar. Mă rog, de fapt, își reduce viteza. Valorile scad. Iar viteza. Asta chiar că e viteză? Da, scade, dar wow! Ca să ajungi pe orbita Pământului, ai nevoie de doar 8 km pe secundă. Eu mă deplasez cu peste 11.000. Asta e mai rapid decât orice din sistemul solar. Un obiect care se deplasează atât de rapid o să scape de gravitația soarelui și o să iasă din spațiul interstelar. Afișajul nu indică în ce direcție mă deplasez, doar o viteză relativă. Așa că acum întrebarea mea este, gonesc spre soare sau dinspre el? Este aproape un subiect de nivel academic. Fie mă aflu pe o traiectorie de coliziune cu soarele, fie mă pregătesc să ies din spațiul cosmic fără speranță de întoarcere. Sau e posibil să mă îndrept spre soare în general, dar nu pe o traiectorie de coliziune. Dacă e așa, o să trec pe lângă soare. Și apoi o să zbor spre spațiul cosmic fără speranță de întoarcere. Ei bine, dacă imaginea soarelui este redată în timp real, atunci petele solare o să se mărească sau o să se micșoreze pe ecran pe măsură ce călătoresc. N-am decât să aștept ca să aflu dacă este în timp real. O să dureze cam o oră. Pornesc cronometrul. Mă familiarizez cu celelalte un milion de ecrane din cămăruță. Majoritatea au ceva de spus, dar unul dintre ele arată doar imaginea unei embleme circulare. Cred că este probabil un ecran inactiv sau ceva de genul ăsta. Dacă la ating calculatorul respectiv va prinde viață, dar ecranul acela inactiv ar putea să fie cel mai edificator lucru de aici. Este simbolul unei misiuni. Am văzut suficiente documentare ale NASA ca să recunosc unul. Simbolul circular are un inel exterior albastru cu text alb. Textul de deasupra este Hale Mary, cel de dedesubt este Pământ. Numele și portul de escală al acestui vas nu m-aș fi gândit că nava provine din altă parte decât pământul, dar e în regulă. În orice caz, presupun că în fine știu numele navei pe care mă aflu. Sunt la bordul lui Hail Mary. Nu sunt sigur la ce-mi servește informația asta. Dar asta nu e tot ce are să-mi spună simbolul. În interiorul benzii albastre se află un cerc negru care conține semne ciudate. Un cerc galben cu un punct în mijloc, un cerc albastru cu o cruce albă și un cerc galben mai mărunt cu un T mic. N-am idee ce ar trebui să însemne asta. Pe marginea zonei negre scrie TT, nume rusesc și Grace. Echipajul. Grace sunt eu, așadar celelalte două nume trebuie să fie ale mumiilor din paturile de jos. O persoană din China și o persoană din Rusia. Amintirea lor este prezentă, dar nu-mi vine limpede în minte. Cred că o suprimă vreun mecanism interior de apărare. Când o să-mi amintesc, o să mă doară, așadar creierul meu refuză să-și amintească. Poate. Nu știu. Sunt profesor de științe, nu psiholog specializat în traumă. Îmi șterg ochii. Poate că nu o să insist în momentul ăsta asupra acelei amintiri. Am o oră de pierdut. Îmi las mintea să colinde ca să văd ce altceva îmi pot aminti. Devine din ce în ce mai ușor. Nu sunt 100% în largul meu, am spus. Vocea mi este năbușită de costumul integral de protecție pe care îl purtam. Respirația mi-a burea ferestruica de vinil transparent din dreptul feței. O să fiți bine să a auzit vocea lui Stret prin intercom. Urmărea scena de dincolo de sticla foarte groasă în dublu strat aduseseră câteva îmbunătățiri laboratorului. O, oh, echipamentul era același, dar acum întreaga încăpere era etanșă. Pereții fuseseră dublați cu foi groase de plastic, ținute la un loc cu un fel de bandă specială. Văzusem emblemele CDCD-ului peste tot. Protocoale de carantină. În niciun caz liniștitoare. Singurul acces era acum printr-un sas mare de plastic. Și mă obligaseră să-mi pun costumul de protecție înainte să intru. Un furtun de alimentare cu aer ducea de la o bobină din tavan la costumul meu. Tot echipamentul de vârf era pregătit pentru orice doream să fac. Nu văzusem în viața mea un laborator atât de bine dotat. Iar în mijlocul lui se afla un cărucior cu rotile care susținea un container cilindric. Pe cilindru era o inscripție cu litere chirilice. Nu m-a ajutat prea mult. Stret nu era singur în camera de observare. Alături de ea se aflau cam 20 de inși în uniforme militare care priveau cu interes. Cu siguranță erau niște americani, niște ruși, câțiva ofițeri chinezi plus multe alte uniforme unice pe care nici măcar nu le recunoșteam. Un mare grup internațional. Niciunul nu scoase o vorbă și printr-un soi de acord tacit stăteau cu toții la câteva picioare în spatele lui Stret. Am prins furtunul de aer cu mâna înmănușată și am făcut semn cu el spre stret. Ăsta chiar e necesar? A apăsat pe butonul intercomului. Există o șansă foarte mare ca proba din cilindrul acela să fie o formă de viață extraterestră. Nu ne asumăm niciun risc. Stați! Ei, voi nu vă asumați niciun risc. Dar eu da. Nu-i chiar așa. Cum adică nu-i chiar așa? A făcut o pauză. În regulă, e fix așa. M-am îndreptat spre cilindru. A mai trecut și altcineva prin asta? Femeia a privit spre militar, iar aceștia au ridicat din numeri spre ea. La cine vă referiți prin altcineva? Știți la cine am răspuns? Oamenii care au transferat-o în containerul ăsta. Acela este containerul cu proba din capsulă. Sunt 3 centimetri de plumb care înconjoară un miez de oțel de un centimetru. A fost sigilat de la plecarea de pe Venus. Are 14 încuietori pe care trebuie să le deschideți ca să ajungeți la proba propriu zisă. M-am uitat la cilindru înapoi spre ea, din nou la cilindru și iar spre ea. Asta e o mare vrăjală. Priviți partea bună, a spus ea o să fiți cunoscut pentru totdeauna drept omul care a avut primul contact cu viața extraterestră. Dacă măcar e vreo viață am mormăit. Am deschis cu ceva efort cele 14 încuietori. Erau destul de strânse. M-am întrebat vag cum le-a închis zonda Airclyde. Trebuie să fi fost vreun fel de sistem care acționează la frig. Interiorul nu era impresionant. Nici nu mă așteptasem să fie. Doar o bilă mică din plastic transparentă care părea goală. Punctele misterioase erau microscopice și nici nu erau multe. Nu s-a detectat nicio radiație, a spus Tret prin intercom. I-am aruncat o privire. Urmărea concentrată tableta. Am privit lung bila. E în vid? Nu a răspuns femeia. Este plină cu argon la presiunea de o atmosferă. Punctele s-au mișcat mereu pe parcursul întoarcerii sondei dinspre Venus. Se pare că argonul nu le afectează. M-am uitat prin tot laboratorul. Nu există nicio cameră de izolare și control atmosferic. Nu pot să expun pur și simplu mostrele necunoscute la aerul normal. Toată camera e plină cu argon. Aveți grijă să nu dați peste conducta de aer și să nu vă sfâșiați costumul. Dacă respirați argon. O să mă sufoc și nici nu o să știu ce se întâmplă. Da, bine. Am pus bila pe o tavă și am răsucit-o cu grijă până ce s-a desfăcut în două jumătăți. Am pus o jumătate într-un container de plastic sigilat și am șters cealaltă jumătate cu un tampon de bumbac uscat pentru probe. Am șters bețișorul pe o lamelă și am pus-o la un microscop. Am crezut că or să fie mai greu de găsit, dar iată-le. Duzin de puncte negre mici. Și, într-adevăr, foșgăiau. Înregistrați toate astea? Din 36 de unghiuri diferite, a răspuns Stret. Proba este formată din mai multe obiecte rotunde, am spus. Aproape nicio variație în dimensiune. Fiecare pare să aibă diametrul cam de 10 microni. Am reglat focalizarea și am încercat diferite intensități de retroiluminat. Probele sunt opace. Nu pot să văd înăuntrul lor nici la lumina cea mai puternică. Sunt vii? a întrebat Stret. M-am uitat urât la ea. Nu pot să spun asta dintr-o privire. Ce v-a așteptat să se întâmple? Vreau să aflați dacă sunt în viață. Și dacă da, cum funcționează? Ăsta e un ordin cam încrezut. De ce? Biologii și-au dat seama cum funcționează bacteriile. Faceți ce au făcut și ei. A fost nevoie de mii de savanți și de două secole ca să-și dea seama. Mă rog, faceți-o mai rapid decât ei. Uitați ce! Am arătat spre microscop. Eu acum mă apuc de muncă. O să vă spun ce-mi dau seama când îmi voi da seama. Până atunci puteți să vă bucurați cu toții în liniște de puțin timp de studiu. Am petrecut următoarele șase ore făcând teste progresive. În acest timp, militarii s-au preumblat lăsând o în cele din urmă pe streț singură. A trebuit să-i admir răbdarea. S-a așezat în spatele camerei de observare și a lucrat pe tabletă ridicând uneori ochii ca să vadă ce făceam. S-a înviorat când am executat ciclul de traversare a sasului și am intrat în camera de observare. Ați obținut ceva?" a întrebat. Am desfăcut fermoarul costumului și am ieșit din el. Da, o vezică plină a tastat pe tabletă. Nu m-am gândit la asta. La noapte o să pun să se instaleze o toaletă în zona de carantină. Va trebui să fie una chimică. Nu putem să lăsăm instalatorii să se preumble înăuntru și în afară. Bine, nu contează. M-am grăbit spre toalete să-mi văd de treabă. Când am revenit, stret o masă mică și două scaune în mijlocul camerei de observare. Se așezase pe un scaun și mi-a făcut semn spre celălalt. Luați loc. Sunt în mijlocul... Luați loc. Am luat loc. Avea o prezență impunătoare, asta era clar. Ceva din tonul vocii sau din atitudinea ei de încredere în sine poate? Într-un fel sau altul, când vorbea pur și simplu, presupuneai că trebuie să faci ce spune. Ce ați aflat până acum a întrebat? Abia a trecut-o după amiază. N-am întrebat cât a trecut. Am întrebat ce ați aflat până acum m-am scărpinat în cap. După niște ore petrecute în costumul acela, eram transpirat și probabil miroseam urât. E ciudat. Nu știu din ce-s făcute punctele alea. Și chiar aș vrea să știu. Vă trebuie vreun echipament pe care nu-l aveți? Nu, nu. acolo tot ce ți-ai putea dori. Doar că... Nu merge pe punctele alea. M-am lăsat pe spate în scaun. Stătusem în picioare aproape toată ziua și era plăcut să mă relaxez o clipă. Primul lucru pe care l-am încercat a fost spectrometru de raze X. Trimite raze X spre o probă și o face să imită foton, din a căror lungime de undă îți poți da seama ce elemente sunt prezente. Și ce v-a spus? Nimic. Din câte îmi dau seama, punctele astea absorb razele X. Razele X intră și nu mai ies. Nu iese nimic asta e foarte bizar. Nu mă pot gândi la ceva care să se comporte așa. În regulă, a notat ea ceva pe tabletă. Ce altceva îmi puteți spune? Am încercat după aceea cromatografia de gaze. Proba este vaporizată și apoi identifici elementele sau componentele din gazul care rezultă. N-a mers nici asta. De ce nu? Am ridicat brațele în aer pentru că nenorocitele alea de chestii pur și simplu nu se pot vaporiza. Ceea ce m-a dus la situația ciudată de a folosi arzătoare, cuptoare și cuptoare de inducție cu creuzet care n-au scos la iveală nimic. Punctele nu s afectate de temperaturi de până la 2000 de grade Celsius. Nimic. Și asta e ciudat? E al naibii de ciudat. Dar lucrurile astea trăiesc pe soare. Măcar o parte din timp, Așa că presupun că are sens că sunt foarte rezistente la căldură. Trăiesc pe soare, întrebat. Deci sunt o formă de viață? Sunt destul de sigur că sunt, da. Detaliați. Păi se mișcă. E destul de vizibil la microscop. Asta nu înseamnă în sine că sunt vii. Materia inertă se mișcă tot timpul din cauza încărcăturii statice a câmpurilor magnetice sau altele ca acestea dar aici am observat altceva. Ceva ciudat care a făcut ca lucrurile să aibă sens. În regulă. Am pus câteva puncte în mediul vidat și am făcut o spectografie. Doar un simplu test ca să văd dacă emit lumină. Și emit, desigur. Lumină infraroșie cu lungimea de undă de 25.984 de microni. Asta e frecvența Petrova. Lumina care compune linia Petrova. Mă așteptam la asta, dar pe urmă am observat că emit lumină numai când se mișcă. Și emit o grămadă neică, adică nu o grămadă din punctul nostru de vedere, dar pentru un organism unicelular mititel e o cantitate mare. Și de ce e relevant? Am făcut niște calcule rapide și sunt destul de sigur că lumina e modul în care se mișcă. Stret ridicat din spânceană. Nu pricep. Puteți să mă credeți sau nu, lumina are impuls. Exercită o forță. Dacă ai fi în spațiu și ai aprinde o lanternă, prin asta ai obține un impuls minuscul. Nu știam asta. Acum știți. Și un impuls minuscul pentru o masă minusculă poate să fie o formă de propulsie eficientă. Am măsurat masa media punctelor și au cam 20 de picograme. Asta mi-a luat mult timp, apropo, dar echipamentul din laborator e spectaculos. În orice caz, mișcarea pe care o văd concordă cu impulsul luminii emise. Și-a pus tableta jos. Se părea că reușise misprava rarisimă de a-i capta atenția exclusivă. Asta e ceva ce se întâmplă în natură? Am scuturat din cap. În niciun caz. Nimic din natură nu are genul ăsta de stocare a energiei. Nu înțelegeți câtă energie emit punctele astea. Este ajunge la nivelul conversiei masei. Punctulețele astea au stocat în ele atât de multă energie încât nici nu are sens. Ei bine, tocmai au venit din soare, iar soarele pierde energie. Da, de asta cred că sunt o formă de viață. Consuma energie o stochează într-un fel pe care nu-l înțelegem, apoi o folosesc pentru propulsie. Ăsta nu e un simplu proces fizic sau chimic e complex și direcționat, ceva care trebuie să fie evoluat. Deci linia Petrova este. O multitudine de trene de rachete minuscule? Probabil. Și pun pariu că vedem doar un mic procent din lumina totală emisă din zona aia. O folosesc pentru propulsia spre Venus sau spre Soare. Sau în ambele direcții. Nu știu. Chestia e că lumina se îndepărtează de sensul lor de deplasare. Pământul nu face parte din această direcție, deci noi vedem numai lumina reflectată de praful cosmic din apropiere. De ce se îndreaptă spre Venus? Și cum se reproduc? Bune întrebări! N-am un răspuns la ele. Dar dacă sunt organisme unicelulare care se conformează modelului, stimul răspuns probabil că se reproduc prin mitoză. Am făcut o pauză, apoi am reluat. Asta înseamnă că o celulă se divide ca să se transforme în două celule, noi... Da, măcar atâta lucru știu, mersi, a ridicat ea ochii în tavan. Oamenii au presupus întotdeauna că primul nostru contact cu viața extraterestră o să fie prin intermediul omuleților verzi din ozeneuri. N-am luat niciodată în considerare ideea unei specii simple neinteligente. Da, de asta nu trec vulcanienii pe aici să ne salute. Astea sunt, Alge spațiale. O specie invazivă, ca broasca de trestie din Australia. Bună analogie am încuvințat! Iar populația crește. Rapid. Cu cât sunt mai multe, cu atât se consumă mai multă energie solară. S-a ciupit de bărbie. Cum i-ați putea spune unui organism a cărui dietă sunt stelele? M-am străduit să-mi amintesc cuvintele de bază din greacă și latină. Cred că i-aș putea spune astrofag. Astrofag, a repetat ea. Apoi a scris cuvântul pe tabletă. În regulă, întoarceți-vă la lucru. Aflați cum se înmulțesc. Astrofag. Cuvântul în sine îmi face mușchii să se contracte. O spaimă tăioasă care mă lovește ca o greutate de plumb. Așa se numește. Lucrul care amenință întreaga viață de pe Pământ. Astrofag. Arunc o privire către monitorul cu imaginea mărită a soarelui. Petele solare s-au deplasat, evident. În regulă, este o imagine în timp real. Bine de știut. Stai. Nu cred că se deplasează cu viteza corectă. Verific cronometrul. Am visat cu ochii deschiși doar vreo 10 minute. Petele solare ar fi trebuit să se deplaseze cu o fracțiune dintr-un grad, dar sunt la jumătatea ecranului. Mult mai departe decât ar fi trebuit să se afle. Scot ruleta din togă, micșorez imaginea și măsori dimensiunile efective ale soarelui și ale petelor solare de pe ecran. Ajunge cu estimările brute. Vreau matematica adevărată. Pe ecran discul solar are 27 de centimetri, iar petele solare au 3 mm. Și s-au deplasat cu jumătate din lățimea lor 1,5 mm în 10 minute. De fapt în 517 secunde după cronometrul meu. Mă zgăresc ceva socotel pe braț. La rezoluția asta se deplasează cu câte un milimetru la fiecare 344,66 de secunde. Ca să traverseze toți cei 27 de centimetri ar fi necesare puțin peste 93 de de secunde. Deci atât îi ia grupului să traverseze fața apropiată a soarelui. O să dureze încă de două ori pe atât ca să facă un ocol complet. Deci 186.000 de secunde. Asta înseamnă puțin peste două zile. O rotație de peste 10 ori mai rapidă decât ar trebui să fie. Steaua asta la care mă uit nu e soarele. Mă aflu într-un alt sistem solar.